Superliga vă este oferită de Superbet. Arena Dr. Constantin Rădulescu, urmează confruntarea dintre CFR Cluj și UTA în acest final de sezon regulat foarte complicat pentru UTA. CFR în cursa de urmărire a farului care a câștigat și în această rundă. Sunt în acest moment 5 puncte între cele două echipe. Iată cum începe CFR. Sava este în poartă. Brown, Iuri, Burcă și Camora în defensivă. Deac, Muhar, Cvec și Krasnici nevoiți să stea pe banca de rezerve. De asemenea, Boateng este suspendat pentru această confruntare. De partea cealaltă, debut în poarta Arădenilor al lui Danilo Cucer. Cred că este al patrulea portar folosit în această stagiune de Arădeni. Jucător adus în această iarnă. 11 victorii ale CFR-ului și 10 victorii ale Arădenilor. Plus, să spunem, o ispravă de-a dreptul reușită de UTA în toamna lui 2020, tot cu Laszlo Balint pe bancă. Lovitură liberă așadar pentru CFR. 5 oameni așteaptă la marginea careului mic. Respinge Willy Barbosa, apoi fără preluare Christopher Brown, un șut însă complet ratat. Brown, centrare din prima, protejează foarte bine în prima fază Malița, iar apoi Cvec cu șutul de bine, apoi scoate Cașini în diagonal, în dreapta centrare, sare Rareș Pop, Willy Barbosa și un șut apoi peste poarta lui Milošević. Ciprian Deac la marginea careului, în fața sa este Hocealari, ce dribling al lui Deac, apoi o centrare, nu apare la șut nimeni, ba da, este reușita lui Krasnici, 1-0 în minutul 15. Este incredibilă această capacitate a CFR-ului de a reacționa periculos la o fază adversarului periculoasă venită după o acțiune destul de periculoasă a Arădenilor, care s-au descoperit. Remarcam acea defensivă avansată, o defensivă avansată însă care plătește, iată, imediat a fost nevoie doar de o pasă bună pentru Ciprian Deac, care își trece în cont până pedepsită la... practic atunci când și-a asumat un risc. La fel și acum Malița cade, intervenție a lui Kindri și va fi lovitură de la 11 metri pentru CFR. Confirmat și de la VAR, ia să vedem. Aici nu prea se vede mare lucru, dar pare să-l atingă, ba nu. E posibil să fie întoarță. Ciprian Deac, 5 goluri marcate în acest sezon. Vine o ratare mare, am vrut să spun, vine și al șaselea. A căutat finalizarea spectaculoasă la vinclu. Rămâne 1-0. Da, e adevărat că se poate crea o iluzie optică. Muhar, foarte bine vine din spate Krasnici, un dribling frumos, șutul blocat de Benga, foarte ușor păcălit Kindriș pentru o construcție mai elaborată de atât. Krasnici, centrare care pare bună pentru Ianga, gol! Înscrie Ianga din centrarea lui Krasnici. Le-au tot scos în față cei de la CFR pe Petrila sau pe Eboac pentru eventuală vânzare, dar mie mi se pare că Krasnici, cel care face și această fază de 2-0, iată de unde pleacă totul. Vukcevic este lăsat la o distanță destul de bună cât să aibă timp Krasnici să-și facă această centrare perfectă. Foarte complicat și foarte interesant în același timp. Și dacă a fost faul, vreau să spun că oarecum putea fi avantaj lăsat pentru că Rareș Pop a primit mingea. Apoi se poate reveni pentru că avantajul n-a fost materializat. E greu să mă pronunț aici. Depinde de maniera, cred, de interpretarea arbitrului central. Asta nu e o fază clară, adică să zici e penalti clar sau e foul clar sau nu e clar foul. Rămâne mult la interpretarea centralului și să vedem, nu se pune golul.
Rămâne 1-0, este faultul lui Colinger. Este faultul lui Colinger. Dan Petrescu furios, bineînțeles, până la urmă este depusedat de Ubing. Vine centrarea lui Vukcevic, ajunge mingea la Otele. Ali Abeid, o fentă și o pasă foarte bună, Cașini și Ali Abeid, șutul blocat, Rareș, pop, 1-1. Ce început de repriză secundă pentru UTA și să vedeți, să vedeți scandal, tocmai ce spuneam la finalul primei reprize. Să vedeți scandal acum la Dan Petrescu după ce a fost anulat un gol. Iată, UTA revine la prima fază periculoasă de atac. Ali Abeid, contribuție decisivă. Culcat acolo Sava, nu mai are timp să reacționeze și la al doilea șut înscrie așadar Rareș Pop primul gol al UTEi după aproape 300 de minute de secetă. Același Camora, o alunecat Kindriș, profită Malița, pasa pentru Ianga, șutul la colțul scurt, intervenția lui Cucer, centrarea lui Deac, o, gol, gol Iuri! 2-1 pentru CFR, fază fixă. Dar cine a greșit acolo, cine a sărit sub acea minge, probabil Milošević. Centrarea lui Deac, de data asta chiar este asist. Da, Benga sare rău la această minge. Bate Anton. Centrare destul de puternică, Milošević în fața lui Sava. Nu a fost Milošević, ci Kindriș. Ianga, vine Camora din spate și tot Camora continuă faza, scoate Cucer cu un reflex foarte bun și este fault în atac al lui Ianga, al lui Malița, care vede cartonașul galben. Excelentă apariția lui Camora. E contrat rău, da, e pe minge, dar iată, ce intrare a lui Malița, vai de mine, Malița, iată, ce să, Doamne Dumnezeule, ce... Ce intrare! Și vine și de sus, nu știu, dar nu cred, n-are cum, Vukcevic n-are cum să mai poată continua meciul ăsta. E posibil să fie o accidentare foarte gravă. Sau măcar o întorsă... Păi de mine! Adevărul e că dacă nu e piciorul pe pământ, nu știu dacă se dă roșu, ia să vedem. Da. Da, Vukcevic nu mai poate continua. Asta, la asta se uită și Lucianu Sandu, dacă piciorul este în pământ. Ha. E o decizie grea, nici aici nu e albă sau neagră. Da, va fi roșu. Va fi eliminat Malița. CFR rămâne în 10 oameni după această intervenție a atacantului CFR-ului. Abeid pentru Anton. Postolachi, Ubink. Scoate Milošević. Ubink pasă la bată și Milošević. Apoi apariția lui
Pașcalău, minge blocată în ultimul moment. Dacă tot fluier toate duelurile corp la corp, trebuie să le fluier pe toate. Dacă nu, nu. Ori așa, ori așa. Nu poți la un duel să fluieri. Îl spuneam ca la o adiere de vânt, doar la o adiere de vânt și la o astfel de fază să nu dai fault. Spuneam în momentul în care tu, timp de 88 de minute, fluieri orice astfel de contact, chiar și mult, mult, mult mai blânde, trebuie păstrat aceeași manieră. Corner pentru UTA. Centrare a lui Anton și reluarea lui Postolachi. Pasa lui Camora pentru Petrila. Încearcă să pătrundă Petrila. Șutează! Petrila! 3-1 pentru CFR, dar să vedem dacă se pune golul. Nu se pune. Este fluier final. Ba nu. Ba da, se încheie meciul. CFR câștigă cu mare emoții în fața UTEI și reface diferența față de liderul Farul, dar și de celelalte contracandidate. Superliga vă este oferită de Superbet.